premieră pentru cercetarea piscicolă în România, în domeniul repopulării cu pește. 3.000 de puieți de lin, specie de pește aproape dispărută din zona bălților din Galați, au populat canalul magistral Lunca din Galați. În 2 ani vor ajunge la maturitatea asta dacă nu vor pica în plasele braconierilor. Pescarii din zonă spun că nici nu-și mai amintesc când au prins ultima dată un lin în undițe. Da. Din cauza braconajului și a prădătorilor naturali, linul aproape a dispărut din zona Galațiului. Și acum ce se întâmplă? După aia băgați oxigen ca să reziste la drum sau cum? Da, da. Mai. Hop! Cu puietul în saci, după câțiva kilometri, se ajunge la locul de deversare. Sacii sunt ținuți în apă fără a fi desfăcuți cam 10-15 minute pentru aclimatizare. Apoi peștii sunt eliberați în canalul magistral, unde în 2 ani vor ajunge la maturitate. Pentru a se adapta cât mai bine, puietul a fost obținut prin reproducere natural dirijată și crescut în bazine din pământ, cu un mediu acvatic foarte apropiat de cel sălbatic. Repopularea cu lin este doar primul pas. Continuăm cu alte specii, de ce nu și cu crap și cu somn sau cu alte specii, și astfel încât să ajutăm mediul natural. S-a încercat inițial reproducerea cu hrană furajată, dar puietul nu s-a adaptat condițiilor din natură. Are un spor de creștere puțin mai lent decât al crapului, dar este o specie care are o carne mult mai fină, o carne albă, foarte gustoasă, și este foarte important să păstrăm acest pește în apele naturale ale țării. Important este ca puietul să nu ajungă în plasele braconierilor. Pescarii din zonă nici nu își mai amintesc când au prins ultima dată lin. Se prinde ceva roșioară, a pus că din asta s-a mic, acum văd când începe să bată știuca. Nu prea am văzut lin aici. Când ați prins? La Braniște, cu ani în urmă. Cu ani în urmă. Cam dispărut lin. Da. La șcaraz nu mai e așa. Și prind o saramură și nu reușesc.